Astăzi avem reacție la intră pe... Știi deja unde trebuie să intri, știi deja ce trebuie să faci, știi deja cât de mult durează să-ți faci un cont pe Twitch. De ce te prefaci că nu există? De ce te prefaci? Vino, stai și tu cu lume bună. Nu mai fi, frate. Fii și tu calificat, fii și tu golan, golane. Astăzi avem Lil Manzi, Manzi România 2. Saint-Tropez Remix. Oh shit. Oh shit. Era ceva cu fit 3 steluțe și toată lumea credea că e Ian, bă, la final zilei s-a dovedit că nu era Ian. Dar nu mai contează. Lil Manzi, Manzi România 2, am reacționat la 1, mi s-a protecționat de tare, mi s-a părut Caterinca rău de tot. Bun și Caterinca în același timp. Sincer. Hai să vedem. Nu cred că e pe beat-ul de la Saint-Tropez. Nu Vai cred. Manzi, 1, 2, 3. Manzi România, Manzi România. Du-te în pula mea, ce tare-i sample-ul. Ce tare-i sample-ul. Nu cred. Doamne, cum să s-am... Băi, cât de greu e să primești... Nu, lasă că ce sample. Cât de greu a fost să primească drepturile. Să primească drepturile, coaie. Să primească drepturile pentru sample. Ce faci, frumoasă? Vino la mine că te fut în gură. De care-i treaba cu Manzi? Manzi știe română. Manzi știe română și gen efectiv își bate joc de noi sau îi spune cineva ce să cânte, cum să cânte, că nu înțeleg. Maica sa știe română? Ok. E jumate român. Cu ei, prea troll. I see you, du-te dracu. Lăsați orice sample-ul, face multe. Sample-ul e extraordinar. Vă iubesc, vă mulțumesc, I remember, s-o fut pe București, s-o fut pe Coloseu, s-o fut pe Ploiești as well, înțeles, înțeles? Are mult de futut, are mult de futut, m-a zis. Bă, bă, îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc, cu aia îl iubesc, e prea tare omul ăsta. E mult prea tare. E mult prea tare. Sample-ul rupe, el rupe, e amuzant, e entertaining, e da. E tare, da, nu pot zic altceva, e super tare. S-o fup pe București, gen.